Ideea ne-a venit să facem o strategie pentru că dacă dumneavoastră aveți curiozitatea să vedeți de 2 ani de zile care este strategia actuală, o să vedeți că pe site-ul Botoșan, la strategie, la site-ul Inspectoratului Școlar, la strategia de dezvoltare este o pagină goală. Și atunci noi le oferim ce ar trebui să se facă. Vreau să vă spun că suntem onorați la această activitate de prezența domnului senator Gheorghe Marcu, care este președintele organizației PSD Botoșani. Și de domnul deputat Andrei Dolineanu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți și este președintele executiv. Mai sunt membrii din organizație, o parte din echipa departamentului ne-am deplasat aici, este o mică parte, și ne-am bucurat ca după această activitate, care dintre dumneavoastră ar vrea să activeze în acest departament, este binevenit. Înainte de a începe activitatea, am să îl rog pe domnul senator Gheorghe Marcu, președintele organizației PSD, să ne spună câteva cuvinte. Să rămân, dragia. În primul rând, mulțumim doamnei Uncă Mihaela pentru invitația făcută. Dumneavoastră i-a făcut trimitere la departament și eu coordonez un departament care se numește Departamentul Relația cu Patronatele și Piața de Capital. Remarcați că fiecare dintre noi, funcție de pregătirea profesională și de competența pe care o avem, activăm în fiecare dintre departamentele Partidului Social Democrat și încercăm să vin cu acea plus valoare și competență și expertiză ca să găsim soluții cât mai bune pentru societatea românească. Mi-e foarte greu să mă adresez dumneavoastră, cei care creați și modelați caractere și valori. Faceți o muncă titanică. În limba română se spune în felul următor. Munca cu omul este cel mai greu lucru. Am tangență cu educația și știți foarte bine că acum în plenul Senatului se discută atât de mult de legea educației. Orgolile și patimile de multe ori sunt foarte mari. Depășim, folosesc expresia inginerește, sigma admisibil, sigma și dimensiunea aceea a bunului simț și vedeți că de multe ori patimile încurcă ierarhizarea aceasta a valorilor în care poate de multe ori nu și are niciun sens. Trăim într-o lume relativă, într-o nebuloasă și nu mai există o scară a valorilor. Sunt bucuros că particip la această temă, de fapt. Poate fiecare și voi asculta intervențiile dumneavoastră, datorită faptului că la orice întâlnire, fiecare dintre noi putem să dăm câte ceva din noi și putem în același timp și să transmitem și să învățăm lucruri care sunt necesare nouă. Nu vreau să vă mai rețin mai mult decât voi asculta cu atenție și voi vedea domeniul de activitate a dumneavoastră, cum vedeți la nivel de județul Botoșani. Nu vreau să intru acum în analiticile legii educației. Ați văzut foarte bine care este poziția Academiei Române referitor la lege, dar nu vreau să mai intru, că poate și dumneavoastră aici nu sunteți membri de partid și nu vreau să politizez această întâlnire. Voi asculta, voi vedea poziția dumneavoastră și în momentul când va începe luni, poate în plenul Senatului, voi transmite poziția dascălor și formatorilor de caractere, încă o dată spun, și de personalități din Dorohoi. Mulțumesc mult, toate cele bune!